Deja înainte să săpăm, s-au identificat traseele caselor, pământul mai tare acolo unde este peretul, deci s-au identificat tramele rectangulare, trama rectangulară a așezării, care se continuă nu numai pe această înălțime, ci și în jurul ei. Și în afara telului există locuință. Și atunci putem delimita, poate pentru, poate chiar prima dată, cât de mare putea fi astfel de așezare. Și cât de mare era? Avem 110 case. 110 case. Da, în afara telului. Avem vreo informație despre tipul de familie care locuia într-o casă, ca să putem evalua aproximativ populația? Da, avem. În casa incendiată de care am vorbit, au fost găsite rămășițele a 8, probabil 9 indivizi care au pierit în incendiu. Sau, în orice caz, peste ei s-a prăbușit. Peste ei a căzut casa. Cu sex precizabil? Da. Practic, noi credem că este vorba de o familie întreagă pe parcursul a 3 generații. Avem un bătrân. O familie nucleară. Da. Un bătrân, o femeie adultă, un adolescent și mi se pare că mai sunt 3 sau 4 copii cu vârste între 1 și 10 ani. Și dacă într-o asemenea casă locuiau 8 oameni, facem un calcul simplu. Exact ca la țară, în familiile tradiționale țărănești. La bunicii mei exact așa era. Nu știu, putem aproxima în jur de 1000 de locuitori. 2 plus 6 erau 8 oameni. Deci câți ar fi? 1000. Deci un sat serios. Așezat, da. Un sat așezat, da. Foarte frumoasă expresie românească, da. Păi așezat, că fiecare casă care se demolează, următoarea casă se construiește pe același loc. Deci ei se așează permanent cu casele pe aceeași tramă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că există o regulă a construcțiilor observată de către comunitate, da. Sau există o structură de proprietate? Poate să însemne și asta. E greu de spus, adică probabil că ar fi fost și așa ceva, însă trebuie să găsim un răspuns pentru întrebarea de ce își construiesc casele noi exact pe amplasamentul celor vechi la diferențe de chiar mai multe generații. Adică înseamnă că există o continuitate de a locui, o continuitate de a gândi locuirea. Da. Probabil și proprietatea. Da, da, de la generație la generație se vede cum spațiul locuit se restrânge. Pentru că e același spațiu care trebuie împărțit între mai mulți. Da, și se răstrânge. Da. Rămâne de văzut dacă locuirea din jurul tălului este cu care dintre nivelurile din tăl este contemporană. Asta iarăși rămâne o temă de cercetare în perspectivă. Și dacă, să zicem, inițial au locuit într-un nucleu și pe urmă s-au răspândit în afara lui, sau a fost o locuire mai relativ mai dispersată și doar într-o fază târzie ei se concentrează toți pe tăl, în tăl. Da. Asta încă rămâne de studiat. Deci am aflat care este răspândirea, am aflat când erau, am aflat pe ce perioadă de timp deocamdată s-au făcut săpăturile, am aflat și ce tip de comunitate era, o comunitate sătească extinsă, ca un sat așezat din tradițional țărănesc. Întrebarea mea este, cine erau acești oameni? După tipul de craniu, erau tipul, s-au descoperit nu neapărat la pietrele, dar în analogii cu alte situri gumenițene, tipul mediteranean, tipul proto-european. Adică tipul nostru, nu? Da. La Varna este un exemplu foarte... De fapt, este o diferență foarte specială pentru că au descoperit mormintele de la Varna aparțin unor, chiar dacă sunt ale culturii gumenița, nu au tipuri mediteranene, ci sunt niște oameni veniți din nord, nord pontici. Nu este un tip mediteranean, deci probabil că erau... Dar țineau de aceeași cultură? Da, da. Și probabil că această cultură era foarte, cum am spune noi astăzi, deschisă. Se veneau comunități, se integrau chiar pe triburile. Se asimilau, continuau în același fel. Asta după analizele antropologice deja publicate în România, la Varna și la Ruse. La Ruse avem încă tipul mediteranean. E o mare problemă în ce măsură, de fapt, în ce măsură tipurile antropologice corespund direct cu identitatea pe care fiecare și-o asumă sau fiecare comunitate și-o asumă. Mai degrabă nu există o legătură. Sau este foarte greu de stabilit o legătură sigură și directă.
Ei probabil că și-au avut la pietrele și nu numai la pietrele o identitate locală sau chiar regională, iarăși ne putem lesne imagina. Dar care a fost ea, nu știm, pentru că ne aflăm în plină preistorie când nu avem izvoare literare. Da, deci nu știm cum se auto-identificau. Dar putem să credem că ei se simțeau aparținând aceleiași familii, ce-o fi însemnând asta cu cei din Varna? Spiritual, da? Da, datorită obiectelor, tipului de așezare, dacă modului de viață. Dacă au ritualuri comune. Ritualuri comune. Înseamnă că gândeau în reguli comune. Dacă își construiesc casele la fel, înseamnă că împărțeau tehnologii asemănătoare. Avem un exemplu. Ai vorbit de faptul că construiau pe aceleași locuri. La fel făceau și cei de la Varna? La Varna nu cam până acolo. Doar atât. Da, în așezările din Bulgaria iarăși se regăsește trama rectangulară. Își construiau casele tot pe poteci care se intersectau perpendicular. Un sistem geometric new-yorkez. Sau hipodamic. Sau hipodamic, da. Sau mohenjo-darian. Problema este că în acea epocă și în această regiune au ales să facă așa. Și asta este, să zicem, o regulă culturală. Care îi definește. Care definește și care ei o împărtășeau între ei, în diferitele comunități de la Dunărea de Jos, să spunem, și în sudul României și în nordul Bulgariei. Cristina, artefacte artistice de acest tip se găsesc și în alte locuri ale acestei culturi? Da. Aproape totul se regăsește. E perfect uniform. Nu e perfect uniform. Sunt unele mici deosebiri. Acum nu poate fi perfect la fel. Dar ca trăsătura generală sunt la fel. Vreau să am o analogie modernă. Tacâmurile. Tacâmurile. Da, forma tacâmurilor. Deci toată lumea asta modernă folosește tacâmuri. Da. Diferențele sunt ca diferențele între formele tacâmuri produse de diferitele firme. Da. Așa sunt, da? Da. V-aș putea da un alt exemplu. Da, cum? În epoca de care vorbim astăzi, nu exista roata rapidă, roata olarului. Exista probabil o roată înceată sau își construiau oricum vasele într-un fel foarte meșteșugit, însă roata rapidă apare târziu. Când apare roata rapidă, ceramica se standardizează foarte mult. Și asta se întâmplă în epoca fierului, în regiunile noastre, la sfârșitul epocii fierului, bine zis. Practic, până atunci, în toată preistoria, există o foarte mare diversitate ceramică și sub aspectul formelor și sub aspectul ornamentelor. Și pietrele, însăși cumelița, la rândul ei, toată cultura, tocmai asta reflectă o foarte mare diversitate a ceramicii și sub aspectul formal și sub aspectul ornamental. Mai târziu, în epoca preromană, să spunem, în epoca în care deja știm că în zonele noastre trăiau geți și daci, ceramica se standardizează și nu mai devine atât de expresivă pentru, să spunem, identități locale. Practic, în preistorie, fiecare creator de ceramică își lăsa amprenta. În epoca mai târzie, până să vină romanii în zona noastră, ceramica este atât de standardizată încât nu se mai vedea amprenta meșterului. Da. Sau se vede foarte puțin. Lăsa amprenta la propriu. Chiar am identificat amprente umane pe bulgăraș de lut. Extraordinar. Pe bulgăraș, pe fundul vaselor, se văd amprente ori clare, ori alunecate, ori... dar le surprinzi. E un sentiment extraordinar. Vasul ăsta cum e făcut, Cristina? Vasul ăsta e făcut foarte simplu, pentru că este miniatural. Și este posibil să nu... Cu degetele, nu? Da. Degetele. Adică nu e învârtit. Da, nu, ăsta nu. Și nici acesta. Cele mari însă erau învârtite sau cel puțin puteau fi construite în jurul unor coșuri la început, prin tehnica Colombin, care înseamnă că făceau crânăciori și mergeau cu ei de colo-colo, îi coseau la un anumit nivel și tot așa până ridicau tot vasul. Deci, era o întreagă tehnică. Ca să nu mai zic că până să ajungă la făcutul unui vas, trebuia să se ocupe de lut. Pentru că lutul în sine nu înseamnă că îl iei din albia râului și îl pui și îți faci vasul. Deci presupune o anumită muncă, crearea unui anumit depozit unde să stea lutul, unde să înghețe, să treacă prin niște procese biologice ca să ajungă să fie bun pentru modelaj. Deci presupune multă muncă până ajungi construiești măcar pasul. După aceea intervin alte probleme. Dar munca asta e ghidată de o cunoaștere.
Evident. Deci cantitatea de cunoaștere încorporată în aceste obiecte este remarcabilă pentru prejudecata noastră modernă că erau niște primitivi.